Doamnelor și domnilor, bună ziua! Sunt Ana Smolnițchi și sunt foarte bucuroasă să vă am alături de mine astăzi la acest eveniment pe care l-am numit Moldova Rurală Inspiră. Vă mulțumim mult că v-ați conectat online. În acest mod avem grijă să respectăm prevederile de siguranță în contextul COVID. Vă salut din Chișinău, de la Europe Cafe. Este sediul Centrului de Informare al Uniunii Europene în Republica Moldova. Ziceam eu despre eveniment, se numește Moldova Rurală Inspiră. De ce? Fiindcă localitățile rurale, cu adevărat, vin cu istorii pe locuri de-a dreptul uluitoare. Oamenii au curaj să dezvolte, să lanseze afaceri înfloritoare, fiind, desigur, sprijiniți de Uniunea Europeană. Aplică instrumente și bune practici pe care ni le dorim în cât mai multe localități rurale din țară. Vă anunț că evenimentul poate fi privit și online, pe prives.eu, dar și pe pagina de Facebook a Europe Cafe. Pentru început, vă mulțumim mult că ați fost alături de noi în cadrul campaniei UE pentru Moldova Rurală. Am văzut cum au loc transformările în zonele rurale cu sprijinul Uniunii Europene. Acum mai vreau să vi prezint pe invitații noștri speciali. Unii, majoritatea, sunt online, iarăși din aceleași considerente, pentru a respecta măsurile de siguranță în contextul COVID. O parte din ei sunt în comuna Calfa, raionul Anenii Noi, dar să-l salutăm întâi de toate pe domnul Gintautas Baranauskas, șeful adjunct al secției Cooperare, Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova, fiindcă este chiar lângă mine, în stânga mea, bună ziua! O avem pe online, pe doamna Iulia Costin, director general la Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Republica Moldova, bună ziua! Îl avem și pe Vitalie Gereghi, coordonator de procese la Rețeaua Națională Lider din Republica Moldova. Bună ziua! Pe Xenia Markov, specialist senior în dezvoltare rurală la Solidarity Fund PL în Moldova. Pe Alexandru Boiesu, consultant național în implementarea contractelor, proiect modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova, GIS Moldova. Iar acum vă invit să o salutăm pe colega mea, pe Tamara Fiștic Ani, care este în legătură directă cu noi din comuna Calfa, raionul Anenii Noi. Acolo are loc ultima vizită de informare în cadrul campaniei. Este a 16-a localitate pe harta evenimentelor desfășurate din luna septembrie curent până astăzi. Suntem nerăbdători să auzim mai multe detalii despre această vizită. Tamara, bun găsit! Ai legătura! Bună ziua, Ana! Bună ziua, doamnelor și domnilor, onorat public! De asemenea, dorim să-l salutăm și pe Gintas Baranauskas. Așadar, dragi prieteni, ne aflăm în comuna Calfa, raionul Anenii Noi, unde am cunoscut mai mulți beneficiari ai asistenței Uniunii Europene. Scopul acestei vizite este de a informa populația cu proiectele de asistență financiară ale Uniunii Europene, dar totodată pentru a familiariza cu adevăratele istorii de succes ale antreprenorilor din zona rurală. De asemenea, localnicii au posibilitate să se informeze cu schimbările pozitive care s-au produs în localitatea lor grație suportului Uniunii Europene. Aici, la Calfa, s-au adunat mai mulți beneficiari ai proiectelor Uniunii Europene, care vom avea posibilitatea să-i ascultăm pe parcurs. Vreau să o prezint în primul rând pe doamna Ludmila Ciaglic, primarul comunei Calfa, directoarea gimnaziului din localitate, Valentina Costețchi. Această instituție de asemenea beneficiată de suport din partea Uniunii Europene pentru renovarea sălii sportive și a blocului sanitar. Lângă mine de asemenea sunt reprezentanții galului Serpentina Nistrului, dar și alții locuitori din localitate, antreprenori care vor să-și modifice, să-și modernizeze afacerile grație suportului Uniunii Europene. Eu vă mulțumesc de asemenea că ne urmăriți. Sunt sigură că vom avea un dialog interactiv și destul de util pentru toată lumea. Ana, ai legătura. Îți mulțumesc foarte mult, Tamara. Acum eu vă propun să vedem un video ca să ne povestească oamenii din localitățile rurale cum implementează proiecte cu susținerea Uniunii Europene și care sunt așteptările lor, la ce se așteaptă ei în viitor. Să vedem. Thank you.
Dezvoltarea și îmbunătățirea vieții în zonele rurale ale Republicii Moldova este o prioritate pentru Uniunea Europeană, care oferă suport și susținere financiară în implementarea proiectelor de modernizare. Băștinașii din 16 localități au făcut cunoștință cu proiecte de succes implementate în Moldova rurală cu sprijinul UE, în urma unor vizite de informare organizate în cadrul campaniei UE pentru Moldova rurală. Localnicii apreciază susținerea oferită de către Uniunea Europeană pentru Moldova rurală, care continuă să adune schimbări și oportunități pentru oameni. De practic 4 ani am o activitate mai de amploare în domeniul implementării proiectelor anume finanțate de Uniunea Europeană. Totodată am preluat și practici bune din Uniunea Europeană și încercăm să schimbăm atitudinea și motivația oamenilor de a se implica. La moment, în cadrul GAL Vasile Stroiescu, implementăm două proiecte foarte mari, și anume Fondul de Dezvoltare Rurală UE și dezvoltarea sectorului de plante aromatice și medicinale. Suntem foarte mulțumiți de toate finanțările care le-am obținut și ne dorim ca să obținem încă mai multe finanțări, pentru că oamenii noștri din regiune au nevoie de acest suport. Au fost depuse 50 de propuneri de proiecte, din care au fost câștigătoare numai 7. Asta e bine că oamenii au început a crede că fondurile europene sunt, există, se finanțează și este și rezultatele vizibile. Firul roșu al întregului nostru program de granturi este abilitarea cetățenilor. Focusul este pe cetățeni, deci să avem servicii locale mai transparente, mai eficiente și implicarea cetățenilor pentru binele localității, pentru dezvoltare locală. Am mai avut o componentă foarte importantă care a ținut de monitorizarea investițiilor și achizițiilor la nivel local. Astfel, în 6 localități, organizațiile societății civile au monitorizat 6 proiecte de investiții a Uniunii Europene. 2 din ele au fost pe alimentare cu apă și canalizare, iar 4 pe eficiență energetică a liceilor, și vreau să menționez că s-au implicat foarte activ tinerii din licee. Și, per general, tinerii au fost un grup țintă cu care s-a lucrat practic în toate localitățile în care s-au implementat proiectele. Dacă aplicăm la proiecte și putem să le câștigăm, evident că se schimbă viața, se îmbunătățește foarte mult și altfel atragem copiii din sat ca să nu plece la grădinițele din oraș, dar să vină la instituțiile de educație timpurie la sate. Sunt să menționez că în ultimii ani, ultimii 4 ani, să spunem așa, programele Uniunii Europene sunt simțite destul de bine la noi, la Sipoteni, dat fiind faptul că am participat în diverse proiecte finanțate de Uniunea Europeană. Oamenii sunt mulțumiți și faptul că acești bani vin anume cu sprijinul Uniunii Europene și sunt enorm de mulțumiți că și la sate putem să ajungem câtuși de puțin la condiții ca și la oraș. De atâta, prin implementarea acestor proiecte, prin atragerea acestor surse financiare europene, noi avem posibilitatea de a menține migrația. Oamenii își fac planuri de viitor pentru a dezvolta Moldova rurală cu sprijinul Uniunii Europene. Pentru noi contează foarte mult să fim mai departe susținuți de Uniunea Europeană ca afacerile de catering și partea socială a întreprinderii noastre să se dezvolte și mai mult, să avem potențial ca să hrănim mai mulți bătrâni din localitatea noastră, inclusiv și poate din satele din împrejurimi. Выводы, наверное, которые мы сделали по итогам этого проекта и других, которые мы внедряем, это то, что для компонента развития, о котором мы всегда говорим и для чего мы работаем, чтобы было развитие, иногда нужно чуть больше времени. То есть проекты зачастую достаточно краткосрочные, на год или на два они приходят в регион. Мое мнение, что было бы хорошо при планировании больших программ, которые приходят в регион, и планировать их хотя бы на 3 года. Pe viitor dorim ca să avem posibilitatea să finanțăm și mai multe proiecte și suma contribuției pe care GAL-ul să o poată acorda să fie într-o valoare mai mare, ca să poată să corespundă tuturor așteptărilor beneficiarilor noștri. Să atragem cât mai multe proiecte pentru ca să le realizăm și să soluționăm problemele din regiunea de dezvoltare nord. Dacă m-aș gândi la un proiect european, cred că ar fi
tare aș vrea să avem noi o școală comunitară. Și cred că gazul natural este pentru noi o necesitate absolută și nu știu de unde să ne conectăm. Dacă nu să ne ajute Europa, suntem departe de sistemele de, cu gaz care vin încoace, localități îndepărtate. Locuitorii sunt activi și mereu gata să participe în noi proiecte, încurajându-i și pe alții să se implice în modernizarea zonelor rurale. Este un ajutor pe care îl simțim ori de câte ori venim cu ideea de a face ceva frumos, de a schimba lucrurile spre bine pentru societatea noastră. Ne propunem și pe viitor să fim foarte activi, să participăm, să colaborăm și de ce nu să includem și alte persoane sau să atragem tinerii din localitate, să atragem persoanele active, persoanele care își doresc schimbarea, să o facem aici acasă la noi. Uniunea Europeană ne acordă un suport extraordinar. Și noi considerăm că sportul dat trebuie să fie ca o parte mică la contribuția care o fac anumite cetățenii și persoanele care vor schimbi. Proiectul много, всех не перечислишь. И это благодаря тому, что мы получили финансовую поддержку с Евросоюза. Теперь у наших сел, у наших жителей появилось доверие тому, что в селе можно жить, можно развиваться, можно оставаться в селе. Люди имеют какую-то надежду благодаря этому. На данный момент мы начали уже более года развивать туристическое направление в нашем МИГе, и в будущем мы планируем все больше и больше развивать это направление. Sunt foarte, foarte multe lucruri frumoase pe care le-am realizat împreună și chiar îmi vine să greu să vorbesc despre toate. Sunt foarte bune aceste proiecte, ușor accesibile, merită ca tinerii să se implice, să identifice aceste resurse, merită ca să rămână acasă, acasă cu mai mult efort se poate de realizat și lucruri frumoase. Cel mai important este faptul că avem acea încredere că Uniunea Europeană prin suportul pe care ne-l acordă, întotdeauna este alături. Mi se bucură inima când văd atâtea mesaje motivaționale, atâtea istorii frumoase și încrederea cu care oamenii din localitățile rurale privesc spre viitor, știind că pot miza oricând pe suportul Uniunii Europene. Dar să vedem care este perspectiva, care sunt viziunile Uniunii Europene față de proiectele de asistență dezvoltate aici în Republica Moldova. Care sunt așteptările, care sunt succesele înregistrate până acum? Îi oferim cuvântul domnului Gintauta Săbaranauska, șeful adjunct al secției cooperare, delegația Uniunii Europene în Republica Moldova. Vă rugăm. Mulțumesc, Ana. Dear Julia Costin, dear colleagues, partners, dear guests, on behalf of EU delegation to the Republic of Moldova, I would like to welcome you Moldova, vreau să vă salut la acest eveniment de închidere a proiectului care ține de proiectul Uniunii Europene pentru Republica Moldova Rurală. Acum 2 ani am lansat o campanie de comunicare în cadrul acestui proiect care se numea Uniunea Europeană pentru Moldova Rurală, cu scopul de a spori gradul de sensibilizare și de a comunica despre sprijinul acordat de Uniunea Europeană și statele sale membre în calitate de echipă Europa pentru dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova. Zonele rurale din Republica Moldova se confruntă cu niște provocări specifice în ceea ce privește creșterea economică, locurile de muncă, dar și durabilitatea, sustenabilitatea acestor proiecte. Principale constrângeri includ infrastructura și serviciile publice care sunt slab dezvoltate deocamdată. Pentru a aborda aceste constrângeri, Uniunea Europeană a oferit sprijin pentru dezvoltarea acestui sector deja de mulți ani în șir. Acest lucru a fost realizat printr-o serie de proiecte și programe bilaterale și proiecte, cum ar fi, de exemplu, programul pentru stimulare economică în zonele rurale, programul de vecinătate pentru agricultură și dezvoltarea rurală, programul care se numește PART, care își acoperă perioada din 2010 până 2018. Mai recent, noi, de asemenea, am finanțat mai multe inițiative în domeniul dezvoltării rurale, cum ar fi, și imediat o să vă dau și câteva exemple pe care le-am auzit adineauri. Este vorba despre proiectul de exemplu implementat de agenția austriacă care s-a axat pe creșterea competitivității sectorului agro
alimentar și pe consolidarea infrastructurii de alimentare cu apă și canalizare în zonele rurale. Alt proiect care se numește Sprijin pentru IMM-urile din zonele rurale, implementat de UDIM, care a sprijinit punerea în aplicare a programului național APARE 1 plus 1, precum și programul Femeile în Afaceri. Încă un program foarte inovativ, de fapt a fost chiar o inițiativă inovativă care ține de abordarea lider pentru prosperitatea rurală în Republica Moldova, care a fost implementat de fondul care se numește Fundația Solidaritate din Republica Moldova, care a vizat crearea unui mediu propice pentru funcționarea și continuarea inițiativei lider în Republica Moldova. Mai mult decât atât, actualmente UE oferă sprijin în cadrul inițiativei primar pentru creștere economică și pentru Moldova comunități locale. Noi continuăm să lucrăm din abordare din partea Team Europa, echipa Europa, împreună cu statele membre, dar suplimentar la cele menționate, în contextul răspunsului Uniunii Europene și la pandemia COVID și ca răspuns rapid la criză, noi am orientat o parte din fondurile disponibile pentru sprijini un instrument care a fost creat acum mai nou privind transformarea digitală a IMM-urilor rurale. Generalmente, vorbim, dezvoltarea rurală rămâne în centrul atenției noastre și de aceea am implementat campania de comunicare UE pentru Moldova Rurală pentru a demonstra rezultatele remarcabile și schimbările realizate în zonele rurale cu sprijinul Uniunii Europene și cu implicarea, motivația și munca asiduă a poporului și autorităților locale din Republica Moldova. În cadrul acestei campanii am organizat activități pentru toate părțile cointeresate din zonele rurale pentru a le sprijini în tendința de a deveni mai bine informate, mai conștiente privitor la oportunitățile existente și le invita să promoveze inițiative la nivelul comunităților. Printre cele mai multe activități, aș dori să menționez mai multe evenimente, evenimentul Live din Casa Mare, vizite de presă la IMM-urile care au beneficiat de sprijinul Uniunii Europene, tururile live la instituțiile educaționale, tururi de informare, vizite în 16 localități din țară cu scopul de a aduce această informație privitor sprijinul, suportul Uniunii Europene cât mai aproape de cetățeni din comunitățile rurale din Republica Moldova. Aș dori de asemenea să închei intervenția mea prin a-mi exprima gratitudinea partenerilor care au participat la implementarea proiectului și care au fost o componentă cheie a acestor inițiative și ne oferit sprijinul și expertiza pe care o au în aceste sectoare. Mulțumesc mult pentru atenția dumneavoastră și de-abia aștept să aud discuții cât mai interesante astăzi în contextul evenimentului de închidere a campaniei de comunicare pentru evenimentul. Din nou, ia uitați-vă, o sursă mare de inspirație și vorbim despre parteneri. Cât de importanți sunt ei? Aici trebuie să ne referim și la ODIM, Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii. Se știe, Uniunea Europeană a direcționat foarte multe surse, foarte mult ajutor, asistență în această direcție și au beneficiat întreprinderile mici și mijlocii din localitățile rurale de foarte multe oportunități de dezvoltare prin intermediul programelor de asistență UE. Care sunt acestea? Vom afla mai multe de la doamna Iulia Costin, director la ODIM, Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii, care este alături de noi acum pe online. Bună ziua! Bună ziua, Ana! Bună ziua la toți, stimate domnule Gintas Baranauskas, stimați parteneri, antreprenori. Sigur că ODIM este alături de și a fost permanent de alături de nevoile antreprenorilor din Republica Moldova. Noi vă mulțumim pentru această invitație și spunem că ODIM-ul a fost partener în această campanie importantă de informare pentru toată societatea la privind diferitele inițiative și suport din partea Uniunii Europene. Sigur că noi am participat, am transmis și noi pentru mediul de afaceri toate oportunitățile care le poate oferi ODIM-ul astăzi. ODIM-ul de 14 ani oferă consultanță, suport financiar antreprenorilor din Republica Moldova. Noi suntem de 14 ani alături de nevoile întreprinderilor mici și mijlocii. Următorul slide, vă rog, pentru că zic de 14 ani și de 14 ani putem considera că Uniunea Europeană a fost cel mai principal partener
al ODIHM-ului și al mediului de afaceri din Republica Moldova, pentru că pe parcursul acestor ani, noi în permanență am avut parte de consultanță, de asistență financiară europeană, de transmitere de practici bune. Împreună cu experții Uniunii Europene am încercat să punem, să elaborăm și să propunem guvernului noi instrumente de suport în afaceri în Republica Moldova. Eu nu văd prezentarea. Prezentarea trebuia să apară. Eu nu am dreptul, adică nu pot să o prezint. A apărut prezentarea, dar când s-a schimbat slide-ul, nu-l văd. Rugăm colegii să rezolve. Dar o să vorbesc așa. Da, deocamdată vă rog să vorbiți și imediat remediază. Da. Vreau să menționez că în 14 ani noi am reușit să consultăm 150 undeva de mii de persoane, antreprenori interesate în dezvoltarea sau inițierea unei afaceri, dar cel mai important este că suportul financiar oferit companiilor, care la număr deja sunt peste 6.000, a cifrat peste 660 de milioane de lei. Este un suport din partea statului împreună, sigur că complimentat de Uniunea Europeană și alți parteneri, care ne-au adus un efect în economie de peste un miliard de lei investiții. Și cred că un element important sau indicator important este locurile de muncă, 1.000 de locuri de muncă create. Cum vorbeam, astăzi ODIHM implementează 12 programe de suport în afaceri pentru diferite categorii de companii, în diferite domenii și la diferite etape de dezvoltare. Avem servicii de instruire, servicii de consultanță, servicii de mentorat, de granturi, de garanții financiare, ODIHM mai are o importantă responsabilitate menținerea dialogului public-privat cu mediul de afaceri și cumva semnalarea acestui feedback sau reacția mediului de afaceri pentru guvern la inițiativele implementate. Dacă să vorbim de realizările cele mai importante, considerăm că cu suportul Uniunii Europene am reușit în anii 2012-2016 să creăm o rețea a incubatoarelor de afaceri din Republica Moldova. 10 incubatoare au fost construite în raionile Ștefan Vodă, Leova, Rezina, Sângerei, Dubăsari, Cedrlunga, Nisporeni, Cimișlie, Călăraș și Cahul. Și acum, datorită grației acestui suport, avem 11 incubatoare funcționale, pentru că primul de la Soroca a fost construit cu asistența Norvegiei, dar cel mai important că aceste incubatoare sunt consultanții, dacă vreți, și a ODIHM-ului sau cei care ajută antreprenorii de regiuni să fie informați, să poată aplica la un program de suport, să poată elabora o strategie de dezvoltare a afacerii. La moment, această rețea are incubați 260 de companii, dintre care 153 sau mai mult de jumătate sunt companii administrate de femei, asta ne bucură foarte mult, și mai mult de jumătate sunt tinerii. Rolul acestor incubatoare sunt enorm, pentru că ei sunt în prima linie, unde care poate să ajute să răspunde la un antreprenor la nevoia care îl deranjează. Următorul slide, vă rog. În 14 ani de colaborare, sigur că am avut parte de multă asistență din partea Uniunii Europene, după cum am spus, dar aș vrea să evidențiez cele mai importante proiecte sau programe de suport. Uniunea Europeană a venit complementar la bugetele alocate de guvern pentru a maximiza numărul beneficiarilor de acest program. Aș menționa, în primul rând, tinerile. Programul de susținere a tinerilor startup, am reușit să alocăm 240 de granturi în sumă de 40 milioane de lei. Iarăși, Uniunea Europeană a venit cu finanțare complementară pentru implementarea programului dedicat migranților,
unde deja am reușit să ajutăm sau am convins să întoarcă acasă peste 1800 de familii care au fost participante în acest program și suma granturilor oferite este 380 de milioane de lei. Eu deja nu mai vorbesc de efectul investiției, efectul în economie care este de 3 ori mai mare. Cu suportul Uniunii Europene am capitalizat fondul de garantare și acum noi avem un fond care poate oferi această garanție financiară la toate companiile, la orice nivel sau etapă de dezvoltare. Acum, capacitatea de garantare a fondului nostru este de circa 1 miliard de lei. Așa că îndrumăm și îndemnăm antreprenorii care au nevoie de resurse financiare să știe că statul poate să le ofere această garanție financiară, astfel deschizându-le drumul spre finanțare sau spre resursele creditare. Programul de susținere a antreprenoriatului feminin, iarăși susținut din partea Uniunii Europene, grație acestui suport, noi am oferit mai multe granturi femeilor care vor să lanseze o afacere. Deja numărul de granturi constituie 618 companii și suma este aproape de 100 de milioane. Și cel mai, cred că, tânăr instrument elaborat în plină pandemie a fost instrumentul de digitalizare a IMM-urilor, unde Uniunea Europeană iarăși a venit suplimentar sau complementar cu 10 milioane. Astfel, noi am putut ajuta 119 companii să se digitalizeze, să se transforme pe digital, să introducă online magazine, să creeze pagini web, să se promoveze. În felul ăsta, cred că aceste companii au fost cu un pas înainte sau au răspuns prompt pandemiei și tuturor restricțiilor. Și dacă să vorbim puțin de priorități, pentru că știu că am timp limitat, ODIHM în continuare va acorda suport întreprinderilor mici și mijlocii la toate etapele de dezvoltare, start-up-uri, întreprinderi active. Ambițiile noastre sau prioritățile sunt ambițioase. La crearea și dezvoltarea întreprinderilor vom acorda iarăși în continuu suport cu accent pe creșterea afacerilor, pe afacerile cu potențial de creștere din domeniile prioritare. În legătură cu pandemia, în scurt timp, Ministerul Economiei cu ODIHM vor lansa programul A doua șansă, unde vom ajuta companiile în dificultate să se poată reanima și intra iarăși în circuitul economic. Sigur că accent acum se mai pune și pe antreprenoriatul social. Acum suntem într-o campanie largă de informare a rolului întreprinderilor sociale și, în general, antreprenoriatul social pentru Republica Moldova. La capitolul accesare de piețe, sigur că ajutăm companiile, în primul rând, să se internaționalizeze sau să se expună pe alte piețe. Totodată, un obiectiv major este să creăm legăturile între companiile mici și companiile mari. Cred că în viitorul apropiat o să lansăm și un program de stat destinat, iată, suportului acordat IMM-urilor pentru a face față criteriilor și cerințelor companiilor mari, pentru a deveni parteneri. Cu transformarea digitală, sigur că pandemia ne-a dat o lecție și noi toate prioritățile acum le concentrăm a ajuta spre susținerea IMM-urilor care vor să se transforme digital, să introducă elemente de digitalizare în procesul de producere, în procesul de conectare la consumator, adică legătura aceasta cu consumatorul, cu clientul, oferirea de soluții deja digitale pentru a oferi un produs, a-l promova și chiar a-l aduce consumatorului acolo unde vrea. Accent în acest context punem în primul rând pe alfabetizarea IMM-urilor, pentru că am înțeles că multe întreprinderi de la sat sunt foarte, foarte puțin informate în digitalizare și în rolul digitalizării sau transformării digitale pentru o companie. La capitolul sustenabilitatea afacerii,
Când vorbim sustenabilitate, vorbim și de competitivitate. Și aici punem un accent sporit pe ecologizarea afacerilor, gestionarea eficientă a resurselor naturale, materii prime, energie, de toate cele, prin programul ecologizarea afacerilor, dar și prin alte programe. Susținem dezvoltarea întregului lanț de producere. O să punem accent pe dezvoltarea întreprinderilor în clustere, astfel mergând pe lanțul valoric și sigur că odată cu dezvoltarea platformelor industriale multifuncționale, dezvoltarea incubatoarelor de afaceri, centrelor de consultanță, punem accent pe o dezvoltare inteligentă a regiunilor. Asta este prioritatea noastră, să ajutăm regiunile să fie sustenabile sau să crească economiile regionale, atunci vom avea efect și la nivel de țară. Ca de fiecare dată, în viitorul apropiat, ODIHM va veni sigur cu alte noi instrumente, inițiative de suport în business, astfel ca întreprinderile noastre mici mijlocii să simtă acest suport, să vină și ei cu soluții, să crească, să devină atractiv pentru companiile noastre mari, dar și pentru cele străine și finalul să se extindă pe alte piețe externe. Noi suntem alături și de parteneri și mulțumim încă o dată Uniunii Europene pentru tot suportul acordat. Dacă o fi să vorbesc despre toată asistența tehnică și financiară venită pe acești 14 ani, îmi trebuie mai mult timp. Așa că mulțumim și succes în continuare nouă toți și la mediul de afaceri din Republica Moldova. Iulia Costin, noi vă mulțumim foarte mult pentru această prezentare atât de detaliată, care încă o dată demonstrează că suportul Uniunii Europene pentru locuitorii, pentru oamenii de afaceri din localitățile rurale este prețios. Vreau să preia legătura doamna Tamara Fiștic-Ani din Comuna Calfa, raionul Anenii Noi. S-ar putea să aibă anumite întrebări către dumneavoastră, deci către doamna director al Organizației pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii. Tamara, ai legătura, ești lângă noi, aveți întrebări, acum e șansa voastră. Aici puteți avea răspunsuri de la doamna Iulia Costin. Da, mulțumim. Desigur, locuitorii de la sat întotdeauna au beneficiat de oportunitățile oferite de către Organizația de Dezvoltare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii și, după cum spuneam astăzi, la început aici sunt mai mulți antreprenori care, de asemenea, au beneficiat de suport din partea ODIHM-ului, pentru că trebuie să recunoaștem. ODIHM-ul a jucat un rol important, ODIHM împreună cu partenerii săi, în dezvoltarea localităților rurale. Grație suportului oferit au fost create mii de locuri de muncă și inițiate sute de afaceri. Violeta Popescu este o tânără antreprenoare din Calfa și, desigur, vrea să vă adreseze o întrebare. Violeta? Bună ziua, doamna Costin! Am și eu o întrebare la dumneavoastră. Știm cu toți că în pandemie organizațiile, întreprinderile mici și mijlocii din sectorul rural au nevoie de suport financiar mai mult ca oricând acum. Deci, întrebarea este cum s-au adaptat beneficiarii programelor, suportul beneficiarii programelor de asistență a Uniunii Europene la noile condiții economice, dar și organizația pe care dumneavoastră o conduceți. Mulțumim mult! Din start vreau să spun că dacă sunteți în Calfa, chiar la nivel de stat, noi am promovat foarte mult proiectele. Sigur că din Calfa tineretul a participat la seminarii de instruire organizate de ODIHM. Totodată avem două familii de migranți din Calfa care au revenit acasă și au participat la acest program 1+1, sunt beneficiari. De pandemie. Vreau să spun că ODIHM, chiar când s-au anunțat condițiile restrictive de activitate în pandemie, noi nu ne-am oprit nici pentru o zi, pentru că știam că nu ne putem opri. Am activat, am analizat dosare, am încurajat antreprenorii din toată țara să meargă înainte. Împreună căutam soluții. Cum să
vindem marfa, cum să primim comenzi online. Nu erau sigur că multe companii nu erau pregătite, dar am creat și iarmărocul IMM-urilor. Am mers cu inițiativa nou lansată, instrumentul de digitalizare. Am continuat implementarea programelor Pare 1 plus 1, Femei, Start pentru tineri, adică toate programele au mers înainte și dacă dumneavoastră ați fost martori când la sfârșit de an de pandemie, noi am acordat zeci, sute de granturi la antreprenorii din toate programele, astfel încurajându-le pe ei să meargă înainte. Suportul din partea statului continuă. Noi suntem alături și am încercat să căutăm metode. Foarte multe companii, vreau să spun că s-au readaptat, s-au reinventat. Cea care era legată, de exemplu, de un restaurant, au încercat să facă pizze și plăcinte și se margă cu livrarea la domiciliu. Cei care coseau ceva, nu știu, haine de elită sau mai puțin importante în pandemie, s-au dat pe măști și pe combinizoane. În diferite domenii, cei cu alimentația, cu creșterea, cu produse alimentare, i-au înțeles că o problemă este livrarea. Livrarea la domiciliu, împachetarea acestora conform cerințelor pandemie. Și vreau să spun că pandemia, da, a fost un eveniment sau nu știu cum, o forță majoră care ne-a schimbat absolut viziunea și ne-a distorsionat toate planurile. Dar au fost și o lecție învățată care noi acum încă continuăm să tragem experiențe sau lecții din această pandemie și să încercăm să pregătim alte viziuni pentru mediul de afaceri, pentru noi, în strategiile de dezvoltare și în programe. V-am pomenit de programul A doua șansă. Sigur că nu toate întreprinderile în pandemie, avem o mulțime de întreprinderi care s-au diminuat cifra de afaceri, au pierdut piețe de desfacere sau produsul lor nu mai este interesant ca odată. Și iată, pentru aceste companii noi am venit în primul rând și cu o garanție financiară deosebită care ajută companiile să și găsească careva să obțină lichidități de la instituțiile bancare cu garanția noastră de 80% cu riscul luat din partea statului și fără comision, absolut. Totodată, mecanismul acesta de avertizare timpurie și de programul A doua șansă va ajuta companiile să se reinventeze, să găsească alte cale de dezvoltare sau să meargă înainte cu produsul său, doar cerințele să mai schimbă, cu consumatorul s-a schimbat. Și atât noi încercăm să împreună să ajutăm companiile să adapteze la aceste condiții noi. Nu se schimbă nimic în atitudinea sau în activitatea noastră. Noi venim cu mai multe programe și în colaborarea noastră cu Uniunea Europeană, permanent Uniunea Europeană, delegația Uniunii Europene la Chișinău sunt deschiși la toate propunerile noastre. Noi împreună stăm și le discutăm și să spunem că de fiecare dată primim un răspuns pozitiv și asistența vine pentru sectorul întreprinderilor mici și mijlocii din Republica Moldova. Vă mulțumim foarte mult pentru tot ceea ce face ODIMO pentru localitățile rurale. Vă mulțumim. Ana, ai legătura. Tamara, îți mulțumesc foarte mult. Impresionante cifre, impresionante istorii. Și datorită practicilor europene, localitățile rurale din Republica Moldova sunt încurajate să folosească resursele locale. Locuitorii din zonele rurale sunt îndemnați să țină cont de necesitățile pe care le au atunci când administrează, gestionează mijloacele financiare obținute prin programele de asistență și sunt ghidați în acest proces, sunt instruiți, sunt sprijiniți de Programul Național LEADER. Această asociație formează legătura între grupurile de acțiune locală. Astfel aduce un impact pozitiv major asupra dezvoltării economice și sociale din localitățile rurale. Liderul creează parteneriate atât la nivel local, cât și la nivel național, ba chiar și internațional. Acum o să-i ofer cuvântul domnului Vitalie Jereghe, coordonator de procese la Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova, să ne explice mai bine cum funcționează acest mecanism și care sunt oportunitățile de dezvoltare pentru localitățile rurale. Vitalie, bună ziua! Bună
Mulțumesc foarte mult pentru oportunitatea de a vorbi despre acest instrument de dezvoltare rurală. În primul rând vreau să fac câteva repere despre organizația pe care o reprezint. Rețeaua Națională Lider din Republica Moldova este o asociație obștească înregistrată la începutul anului 2019. În acei aproape 3 ani de activitate am reușit să facem lucruri interesante și utile, sperăm, comunităților rurale. Partenerii noștri cheie în toate procesele pe care le desfășurăm sunt Solidarity Fund PL în Moldova și Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. Cât ține de grupurile de acțiune locală, acestea reprezintă niște parteneriate la nivel local care se creează în jurul a 3 sectoare. Este vorba despre sectorul antreprenorial, sectorul public și sectorul civic. Modul în care se creează grupurile de acțiune locală, modul în care acestea se dezvoltă și devin niște instituții la nivel local care gestionează dezvoltarea locală, este transpus sau mai bine zis deținut de către organizația noastră și partenerii noștri într-o metodologie de lucru. La fel, mai recent, adică deja începând cu anul 2021, avem și un cadru legal și normativ adoptat și în vigoare deja, care oferă galurilor din Republica Moldova un cadru de lucru mai larg. Referindu-mă la abordarea LEADER, pot să zic că este un instrument de proveniență europeană. Este adaptat specificului nostru local și a fost implementat pentru prima dată în sfârșitul anului 2016 în Republica Moldova, atunci când în sudul țării, prin programul SART și cu suportul partenerilor noștri, s-au creat primele 8 grupuri de acțiune locală. Ulterior, această practică a fost multiplicată pe teritoriul țării și s-au creat tot mai multe și mai multe galuri. La moment, pe teritoriul Republicii Moldova funcționează 30 de grupuri de acțiune locală. Aceste grupuri de acțiune locală sunt la diferite nivele de dezvoltare, însă cu fiecare dintre ele Rețeaua Națională LEADER este responsabilă de un proces anumit, sprijină aceste galuri, ține contactul cu fiecare dintre ele, cunoaștem fiecare manager al acestor parteneriate. Aceste parteneriate au reușit până la moment să implementeze deja aproape, ne apropiem deja de momentul când vor fi implementate 1000 de microproiecte la nivel local. Ca nivel de acoperire, pot spune că ca și suprafață, deci grupurile de acțiune locală care există la moment și împreună cu cele care se creează la moment în Republica Moldova acoperă aproximativ jumătate din suprafața rurală a țării noastre, ceea ce vorbește deja despre un instrument esențial pentru țara noastră și care duce cu sine un impact destul de mare. Pot spune că la moment, deci pe lângă cele 30 de grupuri de acțiune locală funcționale despre care v-am vorbit, Rețeaua Națională LEADER coordonează la moment 2 procese prin care se mai creează încă 15 grupuri de acțiune locală, 7 dintre care sunt, adică procesul de creare pentru 7 dintre ele este finanțat din sursele Uniunii Europene. La moment, cele mai importante reușite ale noastre împreună cu partenerii noștri sunt suportul pentru aceste galuri pe care îl oferim în permanență și din punct de vedere tehnic și din punct de vedere metodologic, ca aceste grupuri de acțiune locală să corespundă principiilor și criteriilor LEADER și să corespundă, să fie eligibile pentru orice tip de finanțare. Iar unul dintre cele mai mari reușite totuși ale noastre și ale partenerilor noștri este aprobarea legii grupurilor de acțiune locală. La 9 aprilie curent, Parlamentul Republicii Moldova a votat în lectură finală legea cu privire la grupurile de acțiune locală, iar la 14 iunie acest act legislativ a intrat în vigoare.
Acest moment, practic, pune începutul unei noi etape în abordarea LEADER în Republica Moldova. Galurile deja dispun de posibilitatea de a se înregistra la Agenția Servicii Publice ca entități juridice separate și aceasta va deschide perspectiva pentru grupurile de acțiune locală de a aplica și a solicita suport financiar din programul LEADER, care va fi finanțat din sursele Fondului Național pentru Dezvoltarea Agriculturii și Mediului Rural. Deci noi ca organizație suntem organizația care reprezintă aceste parteneriate și continuăm să acordăm suport pe toate liniile. Ne mândrim foarte mult cu ceea ce au reușit să facă, mai ales oamenii la nivel local, pentru că ei sunt de fapt și scopul nostru și rezultatele noastre și mândria noastră. Fără implicarea activă a cetățenilor noștri care au dorit să se implice, care au dorit să afle ce este un grup de acțiune locală și cum se pot folosi de un grup de acțiune locală ca să-și îmbunătățească viața proprie, să-și îmbunătățească performanțele în întreprindere, în instituțiile publice în care activează, să schimbe lucrurile așa, cu intervenții mai mici sau mai mari în localitățile în care locuiesc. Și asta contează de fapt cel mai mult. Se pot schimba diferite programe. Iată că proiectele și programele au început și un sfârșit. Noi însă credem în aceea că ceea ce facem noi, ce fac iată și partenerii noștri și alte organizații din Republica Moldova, sperăm că tot acest efort se transformă într-o sinergie și va reuși să asigure pe un termen foarte și foarte lung o îmbunătățire a lucrurilor la nivel local. Foarte mult lui Vitalie Jereghe pentru această intervenție. Se vede că pune multă pasiune în activitatea sa și vorbește într-adevăr cu mândrie despre toate rezultatele obținute, rezultatele fiind de fapt ale locuitorilor din zonele rurale. Vorbind despre zona rurală, să mergem înapoi spre Calfa, da, raionul Anenii Noi, acolo unde este Tamara, și cu siguranță găsim și niște întrebări către domnul Jereghe. Tamara? Către domnul Jereghe. Mulțumesc. Fără doar și poate, abordarea LEADER nu mai este o noutate pentru localitățile rurale, grație anume acesteia. În multe localități, comunitatea a început să se implice în soluționarea problemelor, deci cei din mediul rural își doresc ca schimbările în localitatea rurală să o facă cu forțele proprii, datorită și suportului Uniunii Europene. Alături de mine este doamna Ludmila Ceaglic, primarul comunei Calfa, care de asemenea știe ce înseamnă a implementa proiecte în localitate. Aveți o întrebare pentru domnul Jereghe? Da, în primul rând vreau să mulțumesc pentru informația adusă de domnul Jereghe, o informație destul de captivantă. M-a bucurat faptul că avem, uitați-vă, aproape 1000 de proiecte implementate în localitățile noastre rurale, proiecte așteptate cu de mult timp de locuitorii noștri, care aspiră să schimbăm aspectele localităților noastre prin prisma proiectelor investiționale venite de la partenerii noștri din Uniunea Europeană. Și o întrebare pentru domnul Jereghe. Spuneți, vă rog, din 2016 până acum, cu siguranță, la implementarea proiectelor la care nu le-ați enumerat, dar ați spus numeric că sunt aproape 1000, a fost și mai interesante lucruri și mai puțin interesante. Spuneți, vă rog, ați putea să ne spuneți cele mai haioase sau cele mai interesante proiecte care au avut un impact pozitiv asupra populației din localitățile de unde au fost implementate. Și, de fapt, ce care, cum vedeți dumneavoastră, dezvoltă a proiectelor de mai departe. Mai mult ca atât, că în cadrul ședințelor noastre a galurilor, tot timpul avem un pic mici neînțelegeri, fiindcă sumele sunt destul de micuți pentru proiectele noastre, pentru nevoile pe care le avem noi astăzi. Nu venim cu intenții, cu rele intenții, adică venim cu rugămintea către partenerii noștri din Uniunea Europeană, totuși aceste investiții să fie majorate, fiindcă suntem mulțișori și probleme sunt multe. Vă mulțumesc mult! Vă mulțumesc foarte mult, doamna primar, pentru întrebare. Eu o să-mi permit să încep cu sfârșitul întrebării dumneavoastră, ca să nu uit să zic despre acest cuantum al investițiilor pe care deocamdată de care dispun galurile și pe care reușesc să le facă. Noi suntem convinși că a
anume impactul pe care îl aduce abordarea lider prin intermediul GALURilor în Republica Moldova este unul foarte și foarte mare, în comparație chiar și cu alte state membre ale Uniunii Europene. Noi am realizat și diferite vizite de studiu, diferite analize comparative și am văzut că cu sumele acestea modeste de care până la moment au dispus și dispun galurile din Republica Moldova, au reușit să se facă lucruri impresionante pur și simplu, și ca impact, și ca autenticitate, și ca inovație la urma urmei. De aceea n-ar trebui să uităm, indiferent de care va fi mai departe, să zic așa, atitudinea sau deschiderea partenerilor de dezvoltare, dar și a statului deja, pentru a majora într-adevăr aceste sume de care galurile trebuie să dispună, să nu uităm că LEADER este despre intervenții mici și micro la nivel local. Mă rog, sunt și alte instrumente care, iată, au vorbit și colegii, care ajută întreprinderile la nivel local să se dezvolte și poate într-adevăr să se îmbine aceste eforturi la nivel local ca să se obțină o satisfacție din partea tuturor cetățenilor, tuturor formelor de organizare activității la nivel local. Mă refer aici la întreprinderi mici, la persoane fizice care desfășoară activitatea de antreprenoriat fără ca să fie deocamdată înregistrat, la întreprinderi mai mari și așa mai departe. Toată lumea ar trebui să aibă într-adevăr posibilitatea să aleagă la ce fond să aplice și cum să-și crească mai bine afacerea sau activitatea. Mă întorc la prima parte a întrebării dumneavoastră. Într-adevăr, sunt foarte multe proiecte, deci până la moment 700 dintre ele sunt deja implementate, raportate și apreciate, bineînțeles. 250 dintre ele sunt în curs de implementare, însă suntem convinși că vor fi implementate cu succes. Deci ne apropiem de acea cifră pe care am numit-o și e foarte complicat. Din punctul meu de vedere, cel puțin este complicat să vorbești distinct de una sau două sau mai multe proiecte. Ne-au marcat foarte multe proiecte. Noi cu colegii întreprindem, bine, acum în perioada pandemică poate un pic mai puțin, dar până la pandemie am întreprins zeci de vizite în foarte multe galuri, foarte multe localități și suntem la curent cu foarte multe proiecte, cunoaștem autorii, deci implementatorii, familiile care au depus și prin intermediul galului și au putut îmbunătăți activitatea proprie și și-au schimbat viața, au rămas acasă să facă mai departe o activitate economică. Totuși, acum îmi vine în minte chiar și un exemplu de proiect susținut inclusiv de Galo Serpentina Nistrului, din care faceți parte, și mă refer la un beneficiar din Gura Bâcului, dacă nu greșesc, pe care ați susținut-o, îi zice Aliona Plămădeală. O cunosc pe doamna Aliona, știu că făcea sau face în continuare mobilă de decor și mobilă pentru grădină. M-a impresionat această idee de proiect, deoarece este una așa mai, care aduce un suflu nou în localitățile noastre, unde totuși preponderent este activitatea în agricultură. De aceea mi-a rămas așa în memorie această familie cu mai mulți copii și cu doamna Leona, care dintr-o pasiune de împletit a transformat această pasiune într-o afacere. Pot să mai zic încă despre o idee de proiect care mi este foarte apropiată sufletului meu, dar cred că și tuturor celor care au reușit să-i cunoască. Este vorba despre fanfara Hasnaș, fanfara de copii din satul Hăsnășenii Mari, raionul Drochea, de pe teritoriul Galului Valea Cuboldei, care au participat la numeroase activități, inclusiv de ale noastre, și ne-au bucurat cu talentul lor muzical și sunt pur și simplu o bijuterie pentru Republica Moldova. O să mă rezum doar la aceste două proiecte ca să nu iau mult timp și pot să zic în concluzie că mai departe pentru galurile din Republica Moldova oportunitățile sunt doar în creștere, deoarece, așa cum am zis mai sus, avem pe de o parte, vom munci și mai departe și noi împreună cu partenerii ca să asigurăm și mai departe surse, inclusiv de la donatorii noștri, care sunt cumva deja donatorii noștri fideli. Și pe de altă parte va veni, începând cu anul viitor, și programul Național LEADER, care va oferi acest suport constant, anual, pentru grupurile de acțiune locală
ca să beneficieze deja de o, cumva de o sustenabilitate sau de o... Vitalie, îți mulțumim foarte mult! M-a interesat mobilierul pentru grădină, o să aflu mai multe. Îți mulțumesc pentru efortul de a-ți aminti niște istorii de succes și cred că toți ne-am convins deja de impactul pozitiv pe care l-au grupurile de acțiune locală asupra beneficiarilor din zonele rurale. Aici trebuie să menționez Polish Solidarity Fund, care are grijă să îi susțină pe locuitorii din zonele rurale să-și valorifice potențialul, să se adune în jurul unei idei și noi am descoperit zeci de oameni care se adună în jurul unei idei și caută cum să dezvolte localitățile în care trăiesc. Alături de noi este Xenia Markov, specialistă senior în dezvoltare rurală la Polish Solidarity Fund, care o să ne vorbească despre instrumentele și bunele practici europene pe care le implementează zonele rurale pentru a se dezvolta, mai bine zis, oamenii din zonele rurale. Te rugăm, ai cuvântul. Bună ziua. Bună ziua. Bună ziua! De fiecare dată am plăcerea să povestesc despre galuri și reușitele acestora și prezentarea mea de astăzi aș vrea să o încep de la noțiunea de gal, dar nu în sensul clasic pe care de altfel îl putem citi și în legislație, dar prin a menționa câteva funcții de bază pe care îl are un gal la nivel local. Deci, un gal, în primul rând, este motorul de funcționare al abordării LIDER, fiind elementul cheie prin care este realizată abordarea și care vine cu schimbări în localități. În al doilea rând, galul este catalizatorul proceselor de dezvoltare locală, fiind o instituție care stimulează dezvoltarea locală prin activitatea sa și dă ton tendințelor locale. Galul este nucleul care identifică oportunitățile de dezvoltare și face fundraising la nivel local în cadrul diferitor apeluri de finanțare. Și asta înseamnă că galurile sunt libere să-și diversifice instrumentele prin care finanțează proiecte locale. Galurile informează populația despre acele oportunități identificate, acordă suport consultativ și nu numai potențialilor beneficiari de proiecte. Și nu în ultimul rând, datorită acelui fundraising pe care îl face, este în stare să desfășoare apeluri locale pentru rezidenții săi, fiind responsabil și de selectarea proiectelor care vor fi ulterior finanțate. Putem trece la următorul slide. Așa cum aici, pentru o înțelegere mai bună a mecanismului de finanțare a beneficiarilor finali, a beneficiarilor GAL, aș vrea să ne uităm peste această diagramă care ne arată relaționarea dintre toți actorii implicați în acest proces de finanțare, proces de suport pentru beneficiarii finali. Putem să observăm că galul este cel care facilitează întreg procesul, fiind intermediarul între instituțiile de stat, fie între instituțiile de stat, fie între partenerii de dezvoltare, cum ar fi, de exemplu, Uniunea Europeană, și beneficiarii finali, care sunt, de fapt, rezidenții GAL, absolut orice persoană, care sunt poate fi reprezentant al oricărui din cele trei sectoare, business, public sau civic. Pentru Solidarity Fund, prioritatea este susținerea dezvoltării economice a satelor și în acest context demarăm mai multe acțiuni, instrumente de suport care ajută galurile să-și îndeplinească această misiune. Și Uniunea Europeană este unul dintre cei mai importanți și implicanți parteneri de dezvoltare care finanțează abordarea LIDER în Republica Moldova. Suportul acordat în acest sens a început odată cu lansarea proiectului Abordarea LIDER pentru Prosperitate Rurală, în cadrul căruia au fost implementate mai multe acțiuni, cum ar fi Fondul de Dezvoltare Rurală Liderul E, inițiativele pilot, inovatorii și suport pentru rețeaua națională LIDER, dar și pentru îmbunătățirea cadrului legal pentru a putea finanța galurile din sursele statului. Câteva cuvinte despre fiecare din aceste activități sau subproiecte. Fondul de dezvoltare rurală a fost desfășurat în anul pandemic 2020 și în pofida acestui fapt a avut rezultate foarte frumoase. Au fost implementate 230 de proiecte. Per proiect, suma în mediu fiind de 3.000-4.000 de euro.
Faptul că a fost cu succes a demarat ulterior și a doua ediție și iar în anul 2022 este planificat a fi lansată și a treia ediție a acestui fond. Inițiativele pilot a fost lansat pentru a, dacă putem să revenim la slide-ul anterior, mersi mult, a fost deci un fond care a finanțat proiecte de dezvoltare rurală un pic mai mari, cu un buget de până la 30.000 de euro. Ca organizație am testat cum funcționează proiectele mai mari prin a le finanța direct. Am văzut că se poate și acum încercăm să implementăm proiecte mai mari și prin intermediul galurilor. Inovatorii a fost lansat anul trecut și a fost un proces care a ajutat galurile să identifice un sector local cu potențial care reprezintă zona gal și care ulterior ar putea contribui semnificativ la dezvoltarea economică a zonei galului respectiv. În acest fond au participat 6 galuri, 5 de la nord și 1 de la sud și sectoarele sau domeniile de activitate identificate de aceste galuri au fost în plantele aromatice, lactatele, turismul rural și economia circulară prin valorificarea deșeurilor. Și nu în ultimul rând, desigur că în acest proiect mai mare, una din componente a fost acordarea suportului pentru rețeaua națională LIDER, din care face parte și colegul meu care a vorbit mai devreme. Și aici, cum a menționat și dumnealui, au fost create 7 galuri cu suportul Uniunii Europene, 15 în total. În aceste 7 galuri putem menționa 65 de localități rurale cuprinse, iar galurile existente deja la acel moment în Republica Moldova au primit asistență tehnică și mentorat pentru a-și consolida capacitățile de implementare și capacitățile de gestionare a proceselor de dezvoltare locală. Da, aici încă aș vrea să menționez că ce înseamnă de fapt pentru beneficiarii finali implementarea proiectelor și ajutorul acesta pe care îl primesc din partea galurilor. În primul rând, pentru sectorul business, asta înseamnă, printre altele, deschiderea locurilor noi de muncă, modernizarea condițiilor în care lucrează, deci creșterea calității volumului producției, dar și a experienței sale, luând în considerare că este vorba de foarte multe startup-uri sau afaceri mici care abia își lansează întreprinderile, activitatea, și această valoare adăugată a fost menționată chiar de beneficiari. Pentru sectorul public și civic, asta înseamnă infrastructură îmbunătățită, desigur că la scară mică, servicii publice noi sau modernizate, teritorii amenajate. Astfel, prin intervenții mici, dar multe și des interconectate, are loc dezvoltarea economică și socială de durată în zone legal și cu ajutorul acestor grupuri de acțiune locală. În continuarea acestor acțiuni despre care am menționat, în anul 2021 a fost lansat proiectul You for Local Communities pe o durată de 3 ani. Acțiunea își propune să creeze un mediu favorabil pentru instituționalizarea abordării LIDER în Republica Moldova și astfel să sprijine formarea unui mecanism de dezvoltare la nivel de țară. Și aici mă refer la faza pilot a programului Național LIDER, care este lansat pentru o perioadă de 2 ani, anul 2022 și 2023. Bugetul pentru care este alocat din Fondul Național de Dezvoltare Agriculturii și Mediului Rural, asta înseamnă anual aproximativ 50-60 de milioane de lei. Da. Și din acest fond se preconizează finanțarea aproximativ de 250 de proiecte la nivel local. Desigur, asta depinde și de grupurile de acțiune locală care trebuie neapărat să reușească să se înregistreze ca persoane juridice pentru a putea beneficia de acest program, asta fiind una din condițiile de bază. O altă componentă sau subproiect, da, care este implementat în cadrul You for Moldova, este Fondul de Dezvoltare Rurală, ediția 3, despre care am menționat un pic mai devreme, bugetul căruia va constitui 1.200.000 de euro
pentru aproximativ 25-30 de galuri. Din acest fond se preconizează susținerea și acelor galuri care posibil nu vor reuși să primească subvențiile din partea statului și la fel se planifică aproximativ 250 de proiecte la nivel local. Așa prognozăm în baza acelei experiențe pe care o avem deja cu finanțarea galurilor. Avem și alte proiecte, cum am menționat, Uniunea Europeană este unul dintre donatorii sau partenerii de dezvoltare principali, dar colaborăm și cu alți parteneri de dezvoltare, în cadrul cărora avem și Inception Fund, este o finanțare a 16 galuri care sunt acum create la moment, despre care la fel Vitalia a vorbit ceva mai devreme. Bugetul total pentru aceste galuri va constitui 600.000 de euro. Este o sumă care este mai mult destinată pentru a da start activităților în galuri, de a le da oportunitatea de a-și testa capacitățile și a implementa primele proiecte. Și pentru ca să dau câteva exemple concrete pentru ca beneficiarilor care, sau persoanelor care ar fi eventual interesate de cum totuși galul poate să le ajute, aș vrea să dau câteva exemple de tipologii, de proiecte pe care un gal eventual ar putea și este capabil și este deschis să le finanțeze. Aici aș vrea să menționez procurarea de utilaj agricol, non-agricol, poate fi renovarea, dotarea unui spațiu de producere, de stocare, poate fi aplicarea surselor de energie alternativă, nu știu cum ar fi baterii solare, panouri fotovoltaice sau orice altă practică sau sistem menit să ocrotească mediul înconjurător în activitate. Poate fi crearea unei unități de decazare, o agropensiune, de exemplu, iar pentru sectorul public. Asta poate fi amenajarea unui spațiu public, amenajarea sau unui parc sau unui teren de joacă, renovarea unei case de cultură, ajutor pentru o bibliotecă, grădiniță și multe, multe altele. Important este ca ideile de proiect să fie compatibile cu ceea ce își propune galul ca direcție de dezvoltare într-un apel sau altul concret. Și, sumarizând prezentarea mea, după cum a menționat și Vitalia, galurile vor avea în curând o acoperire de aproximativ 50-60% din zonele rurale, ceea ce înseamnă că rezidenții din aceste zone, indiferent de ce sector provin, vor putea beneficia de suport prin intermediul galurilor pentru diferite activități de dezvoltare locală și este important doar să urmăriți paginile galurilor sau alte surse de informare relevante. Mulțumesc! Xenia, vă mulțumim! Ultimele imagini au făcut poftă și de mâncare și de odihnă. Ce bine arată! Aveți foarte multe proiecte de realizat, dar noi prea puțin timp ca să vorbim astăzi despre toate. De aceea, Tamara, dacă aveți acolo o întrebare la Calfa, vă rog să o puneți cât mai repede și să avem un răspuns cât mai scurt. Vă mulțumesc! Desigur că nu putem să nu ne folosim din momentul ca să adresăm întrebări invitațiilor. De aceea, Veronica Rotaru este managerul galului Serpentina Nistrului și vrea să adreseze o întrebare. Bună ziua! Care sunt cei mai principali trei pași pentru a deveni eligibil într-un program de finanțare prin intermediul grupului de acțiuni locale? Mulțumim! Da, mulțumesc pentru întrebare. Deci, în primul rând, este nevoie să fii rezident gal. Pentru a înțelege dacă ești sau nu un rezident al galului, este posibil de verificat teritoriul galurilor pe site-ul Rețelei Naționale Lider. Acolo este o hartă și inclusiv cu componența teritorială a galurilor. Această hartă în curând va fi actualizată, așa cum la moment sunt create alte 15 galuri. Site-ul este liderin.md. Al doilea pas important ar fi faptul că trebuie să fii reprezentant al unui din sectoarele eligibile. Și acestea sunt cât sectorul business, cât sectorul civic, atât și sectorul public. Deși galul pune accent pe dezvoltarea sectorului economic mai mult, oricum, pe lângă business, poți fi și reprezentant al sectorului civic sau public, nu este o problemă. Important este, și asta este a treilea pas, să ai o idee bună de proiect care ar avea un impact economic, social asupra localității din care provii.
Îți mulțumim foarte mult, Tamara, la fel, un răspuns foarte clar, s-a făcut multă lumină, iar noi continuăm. Un alt proiect important este modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova, implementat de Agenția de Cooperare a Germaniei, care activează în țara noastră din anul 1994. Acțiunile finanțate de Uniunea Europeană se referă la abilitarea cetățenilor în Republica Moldova și la construcția infrastructurii de aprovizionare cu apă și canalizare, precum și la eficiența energetică în clădirile publice. Oferim cuvânt domnului Alexandru Boieșu, consultant național în implementarea contractelor în proiectul de modernizare a serviciilor publice locale în Republica Moldova, GIS Moldova, care ne va prezenta oportunitățile și direcțiile de asistență a proiectului pentru zonele rurale. Vă rugăm! Bună ziua! Bună ziua, stimați domnule Baranauskas și stimați parteneri! În cadrul proiectului modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova, Uniunea Europeană are un suport considerabil pentru dezvoltarea atât a localităților rurale cât și a celor urbane. Ce ține de abilitarea cetățenilor, componenta abilitării cetățenilor este o componentă de asemenea foarte importantă. Valoarea investiției este undeva de 4,9 milioane euro și prin această componentă au fost finanțate 110 granturi la nivel local în valoare de 3,75 milioane euro. Abilitarea cetățenilor a fost făcută prin implicarea cetățenilor și a consiliilor locale de cetățeni în procese de planificare și activitatea operatorilor locali de servicii, precum și luarea deciziilor la nivel local. Ce ține de transparență, cetățenii au fost implicați în monitorizarea proceselor de achiziții publice și proiecte a achizițiilor publice în cadrul proiectelor mari de investiții. De ce ține de gestionarea deșeurilor, putem vedea că o componentă importantă este gestionarea deșeurilor și anume campanii de informare în localitățile rurale care au avut loc pentru referitor la importanța colectării și sortării deșeurilor. Spre exemplu, au fost cumpărate tomberoane, au fost amenajate platforme de depozitare a deșeurilor. O componentă importantă de asemenea a fost și ce ține de apă și canalizare. Spre exemplu, în unele localități au fost create sisteme de canalizare alternative. Componenta eficiența energetică au fost în unele localități rurale, au fost, spre exemplu, instalate sisteme fotovoltaice în grădinițe și reabilitate prin termoizolare anvelopele clădirilor. Prin intermediul mass media locală a avut loc promovarea proiectelor de infrastructură mari. Cam asta ar fi la abilitarea cetățenilor. Vă rog următorul slide. Proiectele de eficiență energetică și sporire eficienței energetice în clădirile publice sunt implementate din anul 2018 și va fi finalizată în anul 2021. Prin intermediul acestei componente beneficiază 8 localități și mai exact 8 localități urbane și 2 rurale. Valoarea investiției este de aproximativ 13 milioane euro, dintre care cea mai mare parte a investiției este acoperită de către Uniunea Europeană și este și componenta cofinanțării locale în valoare de aproximativ 500.000 euro. Dacă e să vorbim despre localitățile rurale care beneficiază în cadrul acestui proiect este localitatea sau satul din Plămânzeni și satul din Holercani, care beneficiază de următoarele măsuri investiționale considerabile. Și
sunt următoare: reabilitarea anvelopii clădirilor și termoizolarea acestora, înlocuirea geamurilor care sunt geamuri de ultimă generație și foarte performante, sisteme noi de ventilare și încălzire, sisteme noi de electricitate, corpuri noi și moderne de iluminat LED, renovarea încăperilor sanitare, renovarea și echiparea bucătăriilor cu echipament modern, sisteme fotovoltaice de 10 kW, reabilitarea și amenajarea curților exterioare și lucrări de finisare interioare. Aici pot să adaug că avem deja știri foarte bune de la unii directori de instituții, adică de școli, că, precum că părinții unor elevi din localitățile alăturate au depus deja cereri și vor ca copiii lor să învețe noile instituții moderne și eficientizate din punct de vedere energetic. Următorul slide, vă rog. Suportul Uniunii Europene și proiectele Uniunii Europene în domeniul de aprovizionare cu apă și canalizare, în cadrul acestei componente beneficiază 10 localități și valoarea investiției este de aproximativ 26 milioane euro, dintre care cea mai mare parte este acoperită de Uniunea Europeană, 23,2 milioane euro și 2,5 milioane euro sunt acoperiți din contribuțiile beneficiarilor sau autorităților publice locale. Scopul acestor proiecte este îmbunătățirea accesului cetățenilor la servicii moderne și aprovizionare cu apă potabilă de calitate și accesul la sisteme moderne de asemenea de canalizare. În cadrul acestei componente beneficiază 7 orașe și 3 localități rurale. Dacă ne axăm pe localitățile rurale, sunt localitățile Filipeni, Romanovca și Cucui din raionul Leova. Acestea au beneficiat de construcția unui apeduct modern, instalarea unor rezervoare noi și a stațiilor de pompare, construcția stațiilor noi de clorinare și furnizarea unor sisteme moderne de gestiune bazate pe SCADA. Odată cu modernizarea infrastructurilor, proiectul a pus accent și pe facilitarea și cooperarea intermunicipală și dezvoltarea capacităților operatorilor locali care au reușit să încheie contracte cadru cu localități din vecinătate pentru livrarea apei potabile de calitate și a serviciilor noi. Totodată s-a considerat și îmbunătățirea serviciilor prin dotarea operatorilor cu echipament modern, laboratoare de testare a apei potabile care este livrat către consumatori, astfel încât rezultatele acestor testări se pot fi făcute public. Vă mulțumesc frumos pentru atenție. Dacă sunt întrebări, sunt gata să răspund. Felicitări și mulțumiri pentru proiectele implementate și sunt sigură că și Tamara are o întrebare. Tamara? Și poate. Da, mulțumim. Desigur că avem o întrebare. Doamna Valentina Costescu este alături de mine și adresează întrebarea dată. Bună ziua! Aș vrea să aduc sincere mulțumiri Uniunii Europene pentru finanțare, care ne-a permis să creăm condiții optime pentru desfășurarea procesului instructiv educativ. Întrebarea mea este, spuneți-mi, vă rog, care sunt condițiile specifice pentru a accesa la un proiect? Bună ziua, mulțumesc pentru întrebare. Condiții specifice pentru accesare la un proiect nu sunt. Ideea este că proiectele locale trebuie promovate atât la nivel local cât și la nivel central. Și proiectele respective trebuie incluse într-un plan de dezvoltare și într-o listă a priorităților Guvernului Republicii Moldova, care trebuie să fie lobate, să fie promovate de către acesta și
să atragă investiții și susținerea donatorilor internaționali. Răspuns. Tamara, vă mulțumim și vouă că ați fost alături de noi. Vizita de informare continuă. Vă dorim o zi cu spor și inspirație. Ne-am luat doză de motivație astăzi. Și noi ne luăm rămas bun de la dumneavoastră și de la urmăritorii noștri. Vă mulțumim mult că ați fost parte din această campanie UE pentru Moldova Rurală, îndelungată, frumoasă, motivațională. Vă mulțumesc vouă, interlocutorilor noștri, speakerilor, invitaților speciali care ați fost alături de noi pe online. Vă dorim și vouă succese, inspirație, pasiune, pentru că acesta este ingredientul succesului, istoriilor de succes pe care le-am urmărit noi în campania UE pentru Moldova Rurală, anume pasiunea și sufletul. Am înțeles că acolo unde se începe cu acești doi factori, se realizează foarte mult, deși localitatea rurală poate fi transformată în întregime, pentru că oamenii de afaceri, beneficiarii programelor de asistență UE, caută să acceseze, să ajungă în anumite direcții care să aibă un impact pozitiv asupra întregii comunități, nu doar asupra afacerii proprii. O să menționez câteva site-uri foarte utile pentru cei care vor să devină beneficiari ai programelor de asistență UE. Întâi de toate, urmăriți site-ul Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, apoi site-urile EU4Moldova.md, EU4Business.md, EU4CivilSociety.md. Urmăriți pagina de Facebook a Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova. Și, da, să încercăm noi să îmbunătățim calitatea vieții în zonele rurale, având suportul Uniunii Europene. Ne-am convins că eforturile toate sunt cu impact și au parte de susținere și întotdeauna ajung la rezultatul scontat. Avem o putere foarte mare alături de noi. Vă mulțumim tuturor pentru inspirație, așa cum ziceam, pentru această zi frumoasă petrecută împreună, pentru dialogul interactiv și pentru această campanie UE pentru Moldova Rurală. Aveți grijă de voi, o zi cât mai productivă, frumoasă în continuare. La revedere!